Slăvit să fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca să ajungem și în momentul acesta. L-am trăit, ne-am bucurat și rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze orice gând și orice ființă care se lasă călăuzită și dorește ca să facă ceva frumos, ceva plăcut și pentru slava lui Dumnezeu și pentru bucuria și mângâierea omului. Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și de aceea ne place frumosul. De aceea căutăm lucrurile care aduce pace, care aduce odihnă, care aduce liniște. Lucrurile care creează agitație, tulburare. Vedeți, dumneavoastră, dacă mergi pe stradă, într-un mod deosebit, pe o stradă mai rătularnică, la o oră mai târzie și înaintea ta apare ceva, un grup, o persoană, indivizi, tulburenți, care sunt puși spre ceva rău, spre scandal, îi eviți, îi evităm, pe cât posibil evităm să trecem prin locul acela, pentru că răul nu ne este prielnic. Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și căutăm întotdeauna lucrurile care aduc pace, lucrurile care aduc odihnă, lucrurile care îți dau o garanție. Să știți că oricâte legi ar avea un stat, oricât de mult ar încerca să ocrotească statul pe om, vedem și constatăm că lucrurile nu sunt totdeauna așa cum ar vrea să fie. Ori de câte ori bagi un om la închisoare, iasă afară un recidivist, un om care parcă este mai iscusit în a face rău. Singurul care poate să lucreze la inima omului și care schimbă și transformă viața nu sunt nici legile, nici pedepsele, nici lucrurile exterioare, ci le vin și lucrează în ființa omului. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea aceasta să lucreze la inima omului. Cuvântul lui Dumnezeu poate să transforme viața unui om. Și calendarul nostru ortodox este plin de oameni care au dovedit prin viața lor că au fost sfinți. Nu s-au născut sfinți. Au devenit prin învățătură, au devenit prin stăruință în bine, au devenit ceea ce au ajuns să fie printr-un proces. Procesul acesta începe de astăzi pentru unii, continuă cu alții de astăzi sau pentru alții va începe de mâine, la timpul și vremea potrivită când prilejurile vieții acesteia îl călăuzește și îl ajută pe om să intre în relație cu Dumnezeu. Din momentul acela, din momentul în care auzi cuvântul lui Dumnezeu și nu-l asculți doar ca pe un ritual trecând și așteptând să treacă momentul și ora, ci îl asculți cu dorința de a primi o informație și o învățătură, din momentul ăla nu mai ești același om. Din momentul acela atârnă de voința ta, atârnă de alegerea ta pe care o faci în lumea aceasta. Când asculți cuvântul lui Dumnezeu care te îndeamnă să faci fapte bune, care te îndeamnă și te călăuzește spre o viață plăcută, care aduce odihnă, care aduce liniște, care îți dă siguranța într-un fel a zilei de mâine, din momentul acela tu nu mai ești același om. Și nădăjduim că orice prilej în care noi putem să mărturisim cuvântul lui Dumnezeu, în care putem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să lucreze la viața noastră în așa fel încât să ne transforme în niște oameni plăcuți, în niște oameni după voia lui Dumnezeu. Spune Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie dezăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cât de binecuvântați sunt copiii care au posibilitate din fragedă pruncie, din fragedă tinerețe, când conștiința lor este încă curată, când cugetul lor și inima lor și sufletul lor este încă imaculat, se implantează tot ceea ce psihologic vorbind
și în felul acesta sunt oameni care sunt instruiți în felul acesta să cunoască destinul omului, prezentului, afectat de unele lucruri care s-au produs în tinerețea lui, în copilăria lui. Sunt marcați copiii pe viață, auzim lucrurile și informațiile astea prin mass media destul de des, se caută atât de mult ocrotirea copilului și evitarea lucrurilor grele și agresive și tulburătoare, pentru ca mai târziu să nu aibă repercursiune. Cât de binecuvântat trebuie să fie copilul care ascultă de mic cuvântul lui Dumnezeu. Și cât de binecuvântați trebuie să fie părinții care insuflă o astfel de învățătură copiilor. Știți ce spunea Napoleon? Mâna care leagănă leagănul conduce lumea. Nu cel care ajunge împărat, cel care l-a educat. De aceea, dacă este o binecuvântare ca și copil să ai părinți deosebiți care din fragi de copilărie să-ți insufle cuvântul lui Dumnezeu, ca să-ți insufle lucrurile lui Dumnezeu. Astăzi nu mai sunt chiar așa și nu mai stau chiar așa lucrurile. În trecut, dacă nu ți era frică de Dumnezeu, îți era rușine de oameni. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre un împărat care zice că de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Ce rău și ce periculos este să ai în familia ta astfel de oameni, astfel de suflete, astfel de ființe care să se însoțească viața ta. Oameni care ajung de Dumnezeu să nu se teamă, iar de oameni să nu se rușineze. Și să știți că vremurile cam așa merge, spre aceea se întinde, spre aceea se duc lucrurile. Sfântul Apostol Pavel îi spune acestui copil pe care l-a crescut și l-a învățat cuvântul lui Dumnezeu: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor întoarce spre istorisiri închipuite. Dacă ați fost atenți la lucrurile pe care le-am citit, credeți că se referă la o altă etapă, a unei alte vieți, a unei alte lumi, sau se referă la lumea noastră? Sau deja ne cuprinde și pe noi? Nu vă regăsiți poate niciodată, ce bine dacă nu ne-am regăsit niciodată atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu, să ți se pară că îți sună telefonul, că atâtea probleme ai de făcut și ai de rezolvat și pentru cuvântul lui Dumnezeu mai este vreme. Sau poate că ai ajuns în starea în care să asculți orice informații, orice vorbe, orice superstiții care creează o curiozitate pentru firea ta. Lucruri care n-au nicio folos și nicio noimă, niciun ajutor pentru tine, dar care sunt de așa o curiozitate și o importanță maximă. Lucruri cu care nu vei face nimic poate peste câteva zile. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Domnul Iisus, de care, cum spune aici și am citit, va judeca vii și morții. Credeți? Este cuvântul lui Dumnezeu, este Hristosul pe care căutăm să-L mărturisim de fiecare dată, este Evanghelia lui Hristos care ne poate da înțelepciune, care ne poate da binecuvântarea vieții. Să știți că a trăi după credință nu e ușor, dar nu e nici greu. A trăi după credință era om cu neputință, însă nu la Dumnezeu. Și a trăi după credința aceasta este starea aceea pe care îți va aduce liniște și odihnire conștiinței tale. A trăi după credință și după cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce sufletul fiecărui om caută și dorește. Numai că îl înăbușește de cele mai multe ori grijile acestei vieți, plăcerile acestei vieți, îngrijorările acestei vieți, cu care adesea ne umplem conștiința și timpul nostru. În locul acesta și de fiecare dată când suntem aici, căutăm ca să aducem la cunoștința noastră cuvântul lui Dumnezeu, voia și îndemnul pe care cuvântul Sfânt îl spune. Ce plăcută trebuie să fie viața, ce ușoară trebuie să fie conștiința noastră.
când am putut să trăim fericiți, când am putut să slujim pe Dumnezeu în viața aceasta după rânduielile și după regulile sale. Cuvântul acesta lui Dumnezeu ne dă înțelepciune. Cuvântul lui Dumnezeu a făcut din totdeauna oameni destoinici, oameni înțelepți, oameni pricepuți și de aceea tot ce se face și prin îngăduința dumneavoastră. Sunt aici copii care vin să facă unele repetiții, care se pregătesc cu unele scenete. În substratul lor este cuvântul lui Dumnezeu. În substratul lor încep cu o rugăciune de chemare a prezenței lui Dumnezeu în părtășia lor. Și poate de cele mai multe ori și încheie cu o rugăciune în care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Din prorocie cunoști Sfintele Scripturi, este un dar binecuvântat pe care îl putem culege mult mai târziu. Să știți că cuvântul lui Dumnezeu se regăsește în toate structurile și în toate prilejurile vieții noastre. Este locurile frumoase în care spune Domnul, ceea ce veți semăna, aceea veți culege. Și dacă semeni cuvântul lui Dumnezeu de mici în copiii tăi, dacă semeni cuvântul lui Dumnezeu de mici în copiii care sunt atât de firavi și atenți la, și receptivi la tot ce se întâmplă, pentru că sunt conștient că în casele dumneavoastră de multe ori v-ați trezit că și copiii foloseau niște cuvinte pe care voi nu le-ați folosit față de ei, dar ei le-au înregistrat de undeva și le-au primit de undeva. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu se seamănă de mici în ei, cu siguranță cuvântul acesta îi va însoți pe parcursul vieții. Personal vă mărturisesc că am fost crescut în felul acesta și tinerețea și adolescența mea și anturajul lumii aceleia din care, în vremea în care eu am fost tânăr și adolescent m-a furat și m-a atras pentru că mi-a plăcut. Este o atracție plăcută pentru firea aceasta, plăcerile veacului, bucuriile veacului, oferta veacului acestuia. Dar având cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, El m-a cercetat, m-a călăuzit, mi-a trezit conștiința la vremea potrivită când puteam să fac derapajul vieții. Dumnezeu și-a întors fața spre mine pentru că era ceva sădit acolo. Așa ceva se seamănă și se pune în, și în copilașii aceștia. Poate dumneavoastră ca și părinți nu totdeauna sunteți prezenți la locul acesta. Copiii sunt și ceea ce seamănă omul aceea va și secera. Seamănă nelegiuire, seamănă înjurături, bârfe, bajocuri, știrile de la ora 5, în care se vorbesc acolo de tot felul de lucruri nefolositoare unui om și apoi te miri că învață să facă lucrurile acelea, ce seamănă omul aceea va și secera. De aceea Dumnezeu să ne dea Duhul acela de înțelepciune și de pricepere, care să înțeleagă bine că ceea ce se produce în sfera aceasta, în spațiul acesta, fie el liturgic, fie el de adunare, fie el în orice caz este un spațiu sacru, în care prezența lui Dumnezeu vine ca să cerceteze viața noastră, vine să ne descopere tainele inimii noastre, vine ca să ne învețe cum trebuie ca să dobândim pacea și înțelepciunea de care avem nevoie aici în viața aceasta, în lumea aceasta, și apoi prin care putem să ne câștigăm mântuirea. Mântuirea poate este un lucru mult, poate este un lucru pentru care mulți vor zice n-avem timp acum de lucrurile acestea. Dar să știți că poate veni vremea foarte curând la oricine. Oricine este supus morții, atâta vreme cât ești în acest trup, rânduit este omului să moară o singură dată. Nu spune niciunde. Nu este o garanție că oricine, orice suflet poate deveni om. Oricine poate deveni, sunt atâția care nu s-au născut, dar toți cei care s-au născut și toți cei care au o viață trec prin procesul acesta al morții. Și cuvântul lui Dumnezeu, dacă te ajută pe tine și pe mine atâta vreme cât ai puterea să alegi între bine și rău, cuvântul lui Dumnezeu ne ajută și cum să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți vorbi de credință doar pentru lumea de acum. Nu poți vorbi despre credință doar pentru ca să fii om moral, om cinstit, om drept. Despre credință în sfera noastră, în spațiul nostru creștin,
vorbești cu convingerea și cu nădejdea unei vieți veșnice. Și orice religie își are învățăturile ei și îndemnurile ei bune, dar singura care aduce învățătură despre o înviere, despre o moștenire, despre o slavă și o pedeapsă, este credința creștină. Și atâta vreme când ne numim creștini, suntem datori ca să ne cunoaștem calea pe care trebuie ca să umblăm, pentru ca să ajungem la sfârșitul acestei vieți în fericire și în slava lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri se face prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și de aceea, orice prilej pe care noi îl avem, căutăm prin rugăciune, prin cântări, prin cuvântul Său, să aducem la cunoștința noastră numele acesta atât de scump, care poate să aducă atât de multă pace și odihnă și liniște în vremurile încercate ale dumneavoastră, în vremurile tulburi, când poate de cele mai multe omul în necazul, în fericire, se simte bine și confortabil. Dar atunci când vine încercarea peste viața voastră, atunci când vin temerile, atunci când vin îndoielile, atunci când vin primejdile, căutați să găsiți acest nume Iisus. Căutați să îl chemați pe acest Iisus în ajutorul vostru și veți vedea că ceea ce nu poate să facă omul, nu întotdeauna Hristos le rezolvă în felul în care noi vrem, dar ce am simțit și am experimentat din viața mea a fost că atunci când ai trecut printr-o încercare, chiar dacă încercarea nu s-a dat la o parte, chiar dacă n-a venit soarele pe stradă într-un fel în care să nu mai treci prin pericolul acela, ai putut să treci ușor. Asta este prezența lui Dumnezeu în viața unui om. El îți garantează odihna, îți garantează ocrotirea, îți garantează pacea. N-ați văzut niciodată oameni care au trecut prin încercări mari, poate au fost vecinii voștri, poate au fost cunoscuții voștri, și totuși fiind atât de mare încercarea, au putut să treacă mai liniștiți, pentru că și poate l-au chemat pe Dumnezeu în greutatea aceea. Domnul să ne dea fiecăruia gândul bun și folositor, să binecuvinteze copilașii aceștia și cu siguranță că ceea ce seamănă omul va și secera. Deci dacă semeni lucrurile vieții, lucruri plăcute, lucruri care aduc odihnă și sunt plăcute și atrăgătoare pentru om, cu siguranță că vom și secera lucruri și roade frumoase la vremea potrivită. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute ca în toate să căutăm fața Lui, să căutăm părtășia cu El, să căutăm prilejuri în care putem să aducem lui Dumnezeu recunoștința noastră printr-o cântare sau printr-o rugăciune și putem să ne învățăm și să ne îndemnăm la fapte bune din cuvântul Său. Aici Dumnezeu ne-a binecuvântat în spațiul acesta, în biserica aceasta, să putem să fim în fiecare duminică într-un mod deosebit, de la ora 3 la 5 pe timpul de iarnă, iar de la 3 la 6 pe timp de vară, aducând înaintea noastră, spre slava lui Dumnezeu, cuvântul Său, îndemnurile bune și frumoase, prin care niciunul nu poate să spună că a avut de pierdut umblând pe calea aceasta cu Dumnezeu. David, un împărat, a spus și a făcut o afirmație care a rămas în istorie. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel credincioș cerșându-și pâinea, nici el și nici copiii lui. Deci dacă pentru viața aceasta Dumnezeu are așa de multe binecuvântări și așa de multe daruri să deie unui om, cu cât nu va da viața veșnică celui care o cere, celui care se stăruiește prin înfrânare, prin lupte, prin stăruința în bine, va dobândi viața veșnică și fericirea pentru care Dumnezeu ne-a creat și ne-a trimis în lumea aceasta. Domnul să ne binecuvânteze în toate. Amin. Slavă Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt.